Bună ziua, bun găsit tuturor. Deocamdată cauzele sunt în curs de cercetare, însă din informațiile pe care le avem noi, nu este exclus ca acest incendiu să fi fost unul provocat, însă pompierii desfășoară o anchetă acum și vom afla și noi care a fost cauza. Cert este că dintre cei doi pacienți aflați în salon, unul s-a ales cu arsuri la nivelul piciorului, iar cel de-al doilea a suferit o intoxicare cu fum. Ambii au fost transportați la spitalul din Oradea. Țin să vă spun că aceștia erau internați într-un salon la pneumologie la Spitalul Orășănesc din Alești. Acest incendiu a fost anunțat undeva după miezul nopții, iar pompierii au reușit să-l stingă destul de rapid, în aproximativ 15 minute, pentru că vorbim despre o saltea și un pat care au ars, însă cu toate acestea, telefonul dat către echipajele de urgență a adus la fața locului o mobilizare de forță impresionantă. Vorbim atât despre echipaje SMUR, pompieri, dar și echipaje de transport victime multiple, însă din fericire nu a fost nevoie de intervenția acestora. Cei doi pacienți au fost transportați la spitalul din Oradea, iar în continuare așteptăm și noi detalii anchetei pompierilor.